Fiica lui Mircea John a început un nou capitol al poveștii sale de iubire. Tânăra s-a căsătorit cu Garrett Keaton, american la origine, și și-a unit destinele în cel mai romantic oraș din Italia. La evenimentele au fost alături prieteni, rude, dar și mai multe vedete de la noi din țară. Ana Maria John s-a căsătorit cu Garrett Keaton, un tânăr de origine americană care provine dintr-o familie înstărită. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu 6 ani, când aceștia s-au cunoscut. Nunta a avut loc la Veneția, unul dintre cele mai romantice orașe din Italia. Multe dintre tradițiile americane s-au respectat la nuntă. Invitații se pare că nu au dat lucruri esențiale pentru mir. Cei doi proaspeți însurăței le-au pus la dispoziție o listă din care puteau alege. Cei care le-au fost alături la marele eveniment au fost cazați la Hotel Cipriani, cel mai luxos din Veneția. Cei doi miri au respectat tematica locului, astfel că măștile, acrobațiile și decorul nu au lipsit de la nuntă. Printre invitați s-au aflat și Andreea Esca, dar și Camelia Șucu, însă nu numai tradițiile americane s-au respectat, ci și cele românești. Invitații au putut mânca pui cu mămăligă.